prima știuca zilei, Adelina a văzut cum a răpit, a dat acolo și la prima mână a și luat-o. O iei tu? Ia-o direct. O iau eu. S-o descățăm repede. Salut și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Pescuit Fără Frontiere cu echipa VSB Energofish. Suntem pe baltă de la Vladimirescu, într-o primăvară de mai. Pescuim la știucă. Avem și prima știucă a zilei, venită la un Manz Swimbait, lestat pe cârlig offset. Se anunță o partidă interesantă, rămâneți cu noi. Am observat că apa este invadată de vegetație și am văzut mai multe atacuri în suprafață, ceea ce m-a determinat să aleg o nălucă cu un cârlig antiprădiș, un Manz Swimbait, care s-a dovedit la primele 2-3 lanseuri eficient. Să vedem dacă o să fie eficient pe toată durata zilei. Tocmai mi-am schimbat năluca. Uite-o! Și Adi, văd că uit-o. Nu mă lasă să trăiesc. Hai să te ajut, Adi. Am montat un faimos grup de la Manz cu coadă de shed, swim grubu, pe offset și uite rezultatul. E clar. Cârligele offset cred că vor fi soluția astăzi. Wow, se pare că energice. Mi-am făcut dușul de dimineață. Destul de energice. O iau eu. Wow. Frumoasă, știu că. Un exemplar, da, destul de frumos. Se poate exact în cioc. În cioc. Cred că ți-ai pierdut. Da, a luat și guma. S-o, haideți să o și eliberăm. Foarte important să nu vă grăbiți cu eliberarea până când vrea să plece. Așa. Fiindcă apa e de foarte caldă. Cred că are peste 20 de grade. Aici am băgat eu mâna. Deci se pare că am găsit o soluție. Avem o pistă, soluție să pentru pe partida de astăzi. Năluci cârlige offset. Cârlige offset. Și năluci moi, silicone. Pescuim cu 7x0, cred că de la Eagle Claw. Va trebui să schimb guma, adică să o înlocuiesc, fiindcă cea veche a dispărut cu totul. E în atacul știucii. E o chestiune de dorit, oarecum, când pescuiești cu offset. Nu neapărat să pierzi năluca, dar să penetreze cârligul. Trebuie să-i dai, practic, o contră mai puternică. Exact, și cârligele astea pescuim cu cârlige mari, 5, 6, 7x0. Dimensiunea facilitează înțeparea știucii. Pârghia e mult mai bună în momentul înțepării. La știucă eu de obicei pescuiesc cu cârlige de cel puțin 5x0. 4x0, 5x0, 6, 7x0, în funcție de dimensiunea nălucii. Dar pescuim cu năluci de dimensiuni relativ mari. Cârligele astea sunt mai mult decât potrivite. Ce atac! Ce lovitură puternică, fantastic! Incredibil ce energie are! Uai! Și ce plecări! Asta e mai mărișoară, trebuie să am grijă cum o controlez. A lovit foarte puternic și a venit după aia spre mine.
apa mai frumoasă. Dar apa fiind așa caldă, nu cred că au foarte, foarte mare energie. Așa că fac urât la început și își revin pe parcurs. Cred că te înșel cu energia. Erau doar speranțele mele. Cred că are energie suficientă cât să-ți facă puține probleme. Oricum, lanseta se îndoaie foarte bine. Și are și rezervă de putere mare. Da, mie îmi place foarte mult cum se descurcă pe vârf. Vârful e permisiv, da, exact. Ceea ce îmi permite să o pescuiesc nu doar cu jiguri, ci inclusiv cu năluci reactive, gen woblere portante, cum e Manche 4 sau spinnerbait-uri. Pescuim cu o lansetă Wright & McGill de bait casting, inele micro. Lanseta nu e foarte lungă, are 6,2 picioare, însă e ideală pentru pescuitul din barcă, unde ai suficient spațiu de manevră. Să-i scoatem acest mans. Dar de multe ori e mult mai ușor cu un clește. Cu un clește. O ții? Da. Am luat-o foarte bine, chiar în cioc. Cioc. A venit la un mans de 10 cm, culoare, după cum vedeți, foarte vizibilă, clestat foarte ușor. 4 grame, 5 grame. Asta e unul dintre marile avantaje ale mansului. Evoluează foarte, foarte, foarte bine și pe gramaje mici, datorită supleții și faptului că materialul este foarte, foarte moale. Haideți să o și eliberăm. Această stucă superbă de Vladimirescu. O baltă care ne oferă tot mai multe satisfacții. Spuneai că n-are energie. Se pare că și-a găsit suficientă are energie suficientă să plece. Suficientă energie. În zona asta este un canal. Și am trecut din nou pe cârlig normal, pe jig normal. Pescuiesc lansând până la baza stupului și profit de faptul că nu există așa de multă vegetație. Am o mulinetă tot Wright & McGill, de fapt pescuiesc astăzi cu un combo. Mulinetă și lansetă Wright & McGill, ambele semnate de Skitris, un mare pescar de bază de peste ocean. Și mulineta are un raport de 6,2:1, un raport normal, cumva mediu de recuperare, nu e nici lent, nici foarte rapid. Și efectiv n-am reușit să recuperez în ritmul în care știu că venea spre mine. Nu pot să cred că ai prins încă una. La un interval atât de scurt. Da, se pare că sunt mai multe aici în canalul de lângă stuf. Chiar ziceai de canal. Da, da, da. Așa că următorul lanseu a venit cu o nouă știucă care are și ea energie. Hai să te ajut și cu asta. Se pare că m-au auzit. A început mai greu, dar văd că îți și place. Să nu e așa mare. Nu, asta e până aproape acum, de 2 kg. Până acum n-am avut parte decât de... N-am avut parte decât de pești. Dar are niște plecări foarte, foarte puternice. Uai, ce sănătoase sunt. Da, 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 sunt foarte sănătoase. Hai să ne... Să-i scot buma. Aceeași mansă. La fel de bine. Da, aceeași nălucă, practic, al doilea lanseu. În aceeași zonă. Cred că ai găsit. Da, un lucru foarte important e gramajul la mansul ăsta. Da. Nu e foarte mare, dar sănătoasă. Ca toate știucile de aici.
pierdem și după cele mai mari. Apa, într-adevăr, e foarte caldă. Cred că putem face și o baie astăzi. Jigul de 4 grame în cazul ăsta face toată diferența. Dacă aș pune un gramaj puțin mai mare, de exemplu 7 grame, 10 grame, shed-ul ar intra mult mai adânc în vegetație și mi-ar fi mult mai dificil să-l scot de acolo. Aș acăța mai multă vegetație și aș speria mai mult știucile. În felul ăsta pot să prezint foarte fin năluca, inclusiv pe pâlcurile de vegetație. Nu va intra în vegetație. Și evoluția e exact la fel. Are o bătaie din coadă la fel de puternică, tocmai datorită supleții. Uai, am avut una. Sper să fie una groasă. Pentru că o dat. Trebuie să dai seama la cum pleacă. Nu, nu, deci toate pleacă la fel. Deci eu zic că e una groasă, după cum s-a umflat apa. Hai să vedem de acolo. Să o vedem. Da, e una mare. Da, da, da. Uai, e piesă, e piesă. Super tare. Uai. Mă, n-avem grip. Așa știu că... Am pusit un pic, dar încă puțin nu stric. În ultima secundă își găsește energia. Uai, adivesc că e gata. Ai reușit? Gata. Ne-am dorit o știucă mare, v-am arătat o știucă mare. Bravo! Știucă adevărată, de Vladimirescu, pe astea le căutam. Și sunt o grămadă aici. Le-am și văzut, uite, dacă observ, a mai fost prinsă, are da, o urmă de fost. Grip. Astea mari, bine să nu fie luate cu gripul. Ori cu minciocul, ori pentru cei care știu, e bine să fie luate cu mâna. Stai. Că tragi în direcția opusă. În partea aceasta, cealaltă că asta a intrat și a intrat în năluca. Și acum să o eliberăm. Așa un exemplar frumos. Chiar merită să-l prindă și cei care vor veni după noi, aici la Vladimirescu. Cred că trebuie să o ții ceva mai mult. O să o ținem, că s-a obosit. E obosită. Uitați cât e, are un metru. Se știu că... Știuca pe care... O, da, are 5-6 kg are. Nu-i foarte grasă, e groasă. Are mai mult de 5-6 kg, păcat că nu o putem cântări. Uitați cât e. Am avut ceva drill, am cam obosit-o. Să nu ne grăbim totuși cu ea. Să-i oxigenăm bine branhile. Începe să vrea să plece.
Și da. Am schimbat puțin strategia. Am băgat gume mai mari. Am ales acest Manz de 15. Și s-a dovedit a fi o idee bună. De dovadă că Năluca Mare aduce și pește mare. Wow! Ce atac a avut Adi! Ce bine se îndoaie bățul! Uite-o! Fantastic! Cât are? Habar n-am. Deci nu poți să-ți dai seama efectiv. Și asta e mare. Da? Mai avem o piesă. În zona asta, cu apa de încă, vezi, legează fâna. Că astea mari nu mai te poți. Mai avem o piesă. Wow! Astea sunt plecările în forță de care vorbeam. Care dacă nu ai bine reglată fâna... Poți nu neapărat să rupă, dar să rupă și gura. Poți să rupă lanseta, poți să rănești peștele. Să încercăm să scoate. Eu zic că pare destul de obosită. Pare, da. Și înțepată destul de bine. Da, o să sară. Haide încă o dată. Să văd, poate reușesc. să nu ne sară haide, în barc. Haide. Hai că scoate, Adi. N-am vrut să iau de... Poți? Ok, dăm la seta. Da, ce piesă! Foarte fain. O nouă piesă. Foarte, foarte fain. Același cam manz. Astea sunt, știu, cele clasice de... Uitați ce ușor a ieșit. Știu ca de Vladimirescu. Știu cele de Vladimirescu. De care vă povesteam. Asta e undeva pe la 5, 6, 7 kg, nu? Pare că Adelina a avut dreptate. Apa mai adâncă a adus știucile mai mari. O să o eliberăm frumos. Pare că ziua a fost dominată de silicoane astăzi. Manz și Wizard, gumele Manz și Wizard au făcut legea. Am încercat și la woblere, însă aveam nevoie de ceva care să pătrundă adânc între pârcurile de vegetație și cu care să... Și în același timp să nu deranjeze și da, să... care să aibă o prezentare foarte de finețe. Exact. Eu am pescuit în special cu Manz Shed și am avut două știuci prinse la swimming group. Tu, Adelin, la ce ai deci prins? Deci tot la swimming group am prins și la Manz. Deși am încercat să dau și cu woblere. Da, și inițial ai prins la un swimbait lestat. Da, inițial am prins la un swimbait de la Manz, un swimbait care... Chiar prima știu ca zile. Eu zic că e o lucră foarte bună pentru vegetație, dar din păcate am pierdut-o în lanseu și nu am mai găsit-o, nu am mai recuperat-o. Amândoi pescuim cu lansete de bait casting, cu inele micro de 6-4, marca Wright & McGill. Semnate Skitris. Așa, iar mulineta, eu practicam un combo, mulineta, așa cum am mai spus, m-a impresionat și de data asta, se descurcă foarte bine cu gramaje începând de la, eu știu, 5-6 grame până la 10-11, cum am pescuit astăzi, cred că întreg ansamblu avea undeva pe la 20, am dat și cu woblere mai mari, gel Salmo Pike. Duce foarte bine, îmi place manivela, care e destul de mare, ceea ce permite o mulinare destul de facilă. Și faptul că nu trebuie să-i faci foarte multe reglaje. Practic, i-am făcut un reglaj și a funcționat perfect în toată gama asta. Am avut un atac foarte, foarte violent. Hai să vedem. Da, foarte violent, un atac care m-a surprins. Plăcut, pot să zic. Deși nu e o știucă mare. Se pare că e foarte nervoasă. Foarte, foarte nervoasă. Foarte colorată. Uai, ce nervoasă. Hai să o vedem. Plină de viață. La tot la swimming group. Acela swimming group. Exact ce ziceam, lanseta lucrează foarte bine. Îmi place că e permisivă pe vârf. Da, se îndoaie. Și te ajută mult, mai ales știucile dacă le înțepi. Uite cum e înțepată asta, în buza de sus.
au tendința cu o lansetă rigidă, poți foarte ușor să le rup, să le rup gura. Ai o ștucă mică? Ștucă mică. Cred că cea mai mică a zilei, dar foarte, foarte frumoasă și nervoasă, da. Deci dacă nu o vedeam, ziceam că am avut captura. Asta e plăcerea pescuitului, nu doar capturile mari ne dau satisfacții, și și capturile mici. Iau. Da, din scurt asta. Da, 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 chiar aici am văzut că a urmărit. Ia să o vedem. Știu că frumoasă. Pe ce a intrat? Ai. Pe un mans. Ultima știucă, Mans Swimming Group. Cred că cu asta vom încheia ziua. Este deja destul de cald și se simte în nivelul de activitate a știucilor. Așadar, până data viitoare, eu sunt Adrian Șpiac, Adelina Avram. Sunt Adelina Avram. Vă urăm fir întins.